Să suntem la Colegiul Național Constantin Carabela, aici unde administrația locală târgoviștean este pe care să finalizeze o investiție foarte utilă pentru această unitate de învățământ. Este vorba de o bază sportivă, după cum observați, sală de sport nouă, teren exterior, o investiție de aproximativ 3 milioane de lei, finanțată din fonduri proprii, de la bugetul municipiului Târgoviște, o investiție de natură să ofere un spațiu adecvat pentru desfășurarea orelor de educație fizică la această unitate de învățământ. Aici orele de sport la interior se făceau când într-o sală de clasă improvizată ca și sală de sport, când în fosta cantină. Eu am fost elev la Constantin Carabela și făceam orele de sport în fosta cantină. Așadar, o investiție care va fi finalizată undeva la jumătatea lunii octombrie, ca și stadiu de execuție în momentul de față. Este făcut terenul exterior, este ridicată sala, sunt făcute vestiarele, mai sunt de adus dotările, plus suprafața care va fi pusă în sala de sport. Repet, o investiție foarte, foarte utilă pentru cei aproximativ 800 de elevi care își desfășoară activitatea la Constantin Carabela. Pentru că toți suntem la domeniul infrastructură sportivă, aș mai preciza și faptul că au început deja lucrările de schimbare a pardoselii, spre exemplu, la sala Clubului Sportiv Școlar. Acolo, cam în 10 zile, vom avea o suprafață de joc la standarde europene, o suprafață de joc care va permite celor, cred că sunt vreo 600 de sportivi, de copii care merg la Clubul Sportiv Școlar, deci va permite desfășurarea unor competiții importante pe o suprafață de joc fără cusuri. Totodată, la terenul de antrenament de lângă complexul turistic de natație, terenul pe care îl facem în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, a început montarea, în cele din urmă a început montarea gazonului sintetic și acolo cam în 2 săptămâni, cel mult 2 săptămâni, se va finaliza și acea investiție de natură să ofere atât Fotbal Club Chindia Târgoviște, cât și grupelor de copii și de juniori de la Chindia condiții excelente de antrenament. La stadionul Eugen Popescu, de asemenea, se lucrează, au început forajele pentru stâlpii de nocturnă, se desfășoară în continuare lucrările la fundația Tribunei Noi, de asemenea, se lucrează la tribuna veche, la gazon, la utilități și acolo vom avea un progres destul de important în perioada următoare.